Liga DigiSport, la început spuneam foarte, foarte multe subiecte, mă grăbesc să-i prezint pe invitații și salut în egală măsură. Lucian Lipovan cu tableta vede niște știri și o să vină cu litera de regulament în cazul suspendării lui Țicu. Emilian Hulubei o să comenteze și el din postura de președinte al Asociației Fotbaliștilor și Marius Nicolae, proaspăt întors de la Sibiu. Pe el îl felicităm pentru că e parte acestui proiect frumos care înseamnă Național sub 21 de ani. Practic continuă o serie foarte, foarte frumoasă și bucurii pe care acești tineri jucători ni le aduc, inclusiv aseară, atât de atipic pentru fotbalul românesc, să-i bați pe nordici, pe finlandezi dintr-un corner în ultimul minut, la ultima fază, după ce ei trăseseră scandalos de timp, aș putea spune. Da, într-adevăr, ne bucură foarte mult faptul, măcar ei să învețe din greșelile noastre, pentru că în trecut noi sufeream goluri primeam goluri din faze fixe și cu capul și în ultimele minute. O victorie muncită, na, e bine când se termină totul cu bine, chiar vorbeam înainte de meci, pentru că anul trecut într-un meci amical am reușit să câștigăm 2-1. Tot pe final am reușit să marcăm cele două goluri. Aia pusese ultima victorie, da. Marius, până la meciul cu Armenia. Până la meciul cu Armenia, da. Până la meciul cu Armenia, 2-0 în Giulești. Da. Și apropo de Armenia, că iarăși am văzut ce înseamnă Armenia meci cu noi, după care la câteva zile ce înseamnă Armenia meci cu Elveția, remiză, o remiză care ne ajută indirect, la fel cum s-a întâmplat cu Belarus la tricolorii. Da, e clar, în această grupă noi, niciun meci nu este ușor și Pancu a reușit să se impună din punctul meu de vedere, să le transmită băieților că ceea ce trebuia să le transmită și am văzut un meci foarte bun și cu Armenia. Da, dincolo de rezultat, e important că echipa a jucat. Da, și cu Armenia și cu Finlanda. Practic, din punctul meu de vedere, la pauză trebuia să avem un 2-0 lejer. Urmează Elveția și urmează Albania, Angiulești și urmează Elveția. Meciurile următoare. Sunt doar eu entuziasmat, Lucian, sau ți s-a părut ție bun meciul? Să propun, chiar m-am urmărit, m-am bucurat la final și eu că o victorie din asta în ultimul minut, chiar nu mai credeam, nu știu, și nu ultimul fiind după moda nouă, minutul al șaptelea. Adică nu 91-92, deja 91-92 se pare în timpul regulamentar, să zic așa, nu mai a ieșit din comun. A fost frumos și arată o tărie de caracter și rezistență până în final. Mi-a plăcut și atmosfera. E bine că avem aceste stadioane prin țară, că se plimbă naționalele. Că acum sunt foarte multe meciuri. Într-un fel, mi-e și greu să urmăresc. Tot mă gândesc când joacă Under 21, când e Under 20, da, când e Under 19, unde joacă, se duc la Euro, la Tour Elită. La rezultat bun. Toate mă încurc în ele, recunosc. Eu care urmăresc. Da, deja sunt foarte, foarte multe, la foarte multe categorii de vârstă. Și e un pic de inflație, sincer. E foarte greu de urmărit toate meciurile tuturor naționalelor. Și asta scade un pic din interes, dar de-aia mă bucur că au fost lumea la stadion și că joci până la urmă în țară, de stadionul nou. Și asta a contat. Pe de altă parte, dacă nu obții și o performanță și nu crești până la urmă jucători spre Naționala Mare, nu e extrem de util ce s-a întâmplat. Adică ăla este deznodământul final la această națională. Și să faci o performanță, poate, dar în primul rând să crești jucători care să confirme ulterior la Naționala Mare. Și am mai vorbit cu Marius aici de față subiectul ăsta. Miza numărul 1 e de departe Naționala Mare. Restul, până la urmă, trebuie să o alimenteze pe ea în timp. Sigur că rezultate acolo arată că se muncește, că se crește ceva, se face ceva. Dar nu e suficient. Dacă nu reușim la Naționala Mare, eforturile astea sunt aproape inutile, pentru că la anul va veni altă generație acolo, oricum, sau peste 2 ani. Cea de 20. Dar ăsta e și obiectivul, cum ai zis tu și ai dreptate. Ăsta e obiectivul principal, practic să crești jucători pentru Naționala Mare. Da, intermediar ai obiective, calificările la turnee finale, dar principalul obiectiv al acestor selecționate este să creeze jucători pentru echipa națională, dar dându-le niște meciuri internaționale cu de nivel ridicat, îi ajută. Ajută, evident. Îi ajută foarte mult. E mai bine, o să zic un truism, dar e mai bine să câștigi decât să pierzi. Și mai ales dacă atunci când o faci așa, ai fost fotbalist ebilian și genul ăsta de cred că cel mai bine e să câștigi totuși, să fi fost 3-0 de la pauză. Nu știu că pentru noi care ne uităm tu pe bandă alergând, da, e mai frumos așa să râd în sală, da. Bucuria aia de la final, eu n-am mai văzut-o de mult. Da, și 97 de minute.
să stai așa, dar nu prea te ajută să mai studiezi bine grupul, câștigi un meci de la început, ai un mi meci se pare că în contextul ăsta, sudează grupul foarte mult. Sudează grupul, dar ai un consum foarte mare. Sudează grupul și arată niște slăbiciuni în rest. Încep să vorbești ca și Givecălea. Nu, e greu, crede-mă, dacă stai și ești implicat acolo și să fii pe bancă... Da, da, se termină bine. Se termină bine, dar... Nu-ți dorești să ai 3-4 meciuri cumva, la nivelul ăsta. Se întoarce cumva situația din Albania și dovedim, de asta mi se pare că e important, dovedim că putem și noi până în ultima clipă, și... pentru că am condus în Albania cu 2-0, da, în minutul 60 a jucat foarte bine, ne-au întors. Acum, uite că a venit un adversar care la începutul meciului a încercat cu tiki-taka Finlanda să au foarte puțin, 6 minute, 7 minute au dominat la început cu pasele, da, după care a urcat sus care... echipa și a făcut pressing foarte a bine. Joc bun. N-am văzut portar să greșească mai multe pase ca la aia. Deci, nu știu... La Chelsea. E la Chelsea, dar nu știu cum ce l-au învățat aia. Alea la pe toate n-a nimerit decât vreo două pe la ei. Un meci interesant și disputat, exact cum zicea și Daniel, că am vorbit cu el în grupa asta, cam toate echipele sunt echilibrate. E un echilibru destul de mare. Și atât Albania, cât și Elveția, am avut meci greu și cu Armenia. Sunt echipe de același, aproape același nivel și se joacă, orice meci se joacă, grupa este disputată și sunt sigur că se va juca până la ultimele meciuri, nu se va desprinde o echipă să spui că e sigur calificată până la sfârșitul campaniei. Da, am vrut să punctăm pentru că e un moment bun, așa cum a fost amărăciunea jocului cu Albania și încă ceva ce mi se pare interesant și important. Faptul că într-o fereastră de asta de două meciuri reușim două victorii, reușim 6 puncte. Echipele românești nu prea au suflu pentru așa ceva, fie că jucăm, ca în cazul de față acum, echipa mare, Andorra Belarus, sigur nu se compară nivelul competiției, dar e bine. E bine că reușim. Da, e bine pentru acești tineri. Cum ai zis tu, am preferat meciul ăsta să-l câștigăm pe final pentru că am văzut acea coeziune de echipă, acel grup. Se bucurau absolut toți. Știi că la fotbal mai sunt unii care nu prea se bucură. E urât să ai așa ceva în echipă. Dar știi foarte bine că sunt cazuri. Dar acum i-am văzut pe toți unii și cred că se formează un grup frumos pe care ne dă de speranță. Da. Îl salutăm și ne bucurăm foarte mult să o facem pe Ionuț Lupescu. Ni se alătură prin telefon. Ionuț, ne-ai prins entuziaști. Vorbim despre victoria asta în 90-7 cu Finlanda. Ne bucurăm și noi de ce putem la tineret, vreau să zic. Dar e o victorie importantă pentru Naționala de Tineret. Pe tine însă te-am sunat cu un alt motiv, să te felicităm pentru revenirea oficială în fotbalul românesc și fotbalul dinamovist. Da, vă salut și eu și felicitări și din partea mea echipei de U21, pentru că e foarte important, orice victorie e importantă pentru ei. În rest, de revenirea mea nu este ceva deosebit, este mai mult o poziție de o consultanță pe care în ultimele săptămâni tot am avut discuții cu președintele clubului, Popa, care e un om minim și care dorește foarte mult ca și secția de fotbal a acestui club să dezvolte mai bine gen handbalul, da? Baschetul, cum este la clubul sportiv. Și m-a rugat să-l ajut în acest sens să încerc să-mi aduc o contribuție la Academia, că până la urmă au această Academie, Centrul de Copii și Juniori din cadrul Parcului Sportiv Dinamo. Și mi-am promis că am să fac prima dată un audit, un check, un scan, cum vreți să o numiți, să-mi fac și eu o privire de ansamblu și după aceea să împreună cu cei care sunt acolo să găsim soluțiile cele mai bune, pentru că, într-adevăr, Parcul Sportiv Dinamo și secția de fotbal să se dezvolte ca un centru european adevărat, ca o academie adevărată. Și rolul meu este să încerc să după analiză să fac o propunere la începutul anului viitor și sper ca ministerul prin clubul sportiv să găsească după aceea și finanțarea respectivă pentru a merge mai departe. Da,
sunt convins că o faci cumva și, adică e o puternică componentă simbolistică și dragostea ta pentru acest club, pentru culorile lui Dinamo, te fac pe tine să vii un tip, acum nu că vreau să te perii, dar un tip supracalificat, adică vorbim despre șeful antrenorilor europeni la un moment dat, vorbim despre un manager în cadrul Federației Saudite de fotbal, adică ai un CV mai mult decât impresionant, dar nu e zis să cobori practic la cel mai de jos nivel, ca să spunem așa, lucru cu copiii, lucru cu tinerii și asta bănuiesc că din dragoste față de Dinamo, că nu-mi închipui că te motivează altceva, nu știu, financiar sau altă... Multe lume m-a întrebat dacă trebuie să mă convingă mult domnul Popa, n-a trebuit, pentru că acolo am copilărit, acolo am crescut în parcul sportiv și dacă tot am puțin timp liber acum și pot să vin și eu cu un sfat, o fac cu mare plăcere și sper să, până la urmă, ca lucrurile să fie într-o direcție bună, pentru că vrem, nu vrem, și ministerul interne și Club Sportiv Dinamo au o lungă tradiție în ceea ce înseamnă creșterea copiilor sportivilor în legende adevărate, la toate secțiile. Și cred că și ei vor ca secția de fotbal să fie mai, mai valoroasă, mai bună și sigur, să aibă un viitor. Nu e un paradox faptul că mulți din foștii jucători în frunte cu tine, da, mai e și Ionel Dănciulescu, Florin Bratu, sunt mai degrabă în legătură cu Dinamo prin clubul sportiv decât prin echipa care, iată, a revenit în Superliga, prin echipa din primul eșalon? Adică, cum e raportarea? Mai ales că avem și experiența FCSB Steaua. Adică, nu știu, cum vezi pe termen lung colaborarea cu clubul de fotbal? Nu știu care e situația celorlalți, dar eu pot să spun că parcul sportiv Dinamo pentru mine înseamnă Dinamo. Dar și echipa FC Dinamo este parte din acest club. Și cred că mai devreme sau mai târziu, probabil, una dintre cele mai bune soluții va fi o fuziune, poate, sau o colaborare între cele două. Vom vedea mai pe departe când va fi și noul stadion, pentru că acest nou stadion va avea un impact major asupra clubului Dinamo. Și ideea este să ia măsuri din timp, ca într-adevăr, așa cum ai spus tu, să nu facem greșelile pe care au făcut cei din Ghencea, cei de la Craiova și așa mai departe. Ceea ce nu cred că va fi cazul, pentru că la noi toată lumea știe că și CSE și FC sunt un singur Dinamo. Apropo de stadion, bănuiesc că ai discutat cu președintele clubului și despre acest subiect. E un deziderat vechi al suporterilor dinamoviști. Până la urmă, iată că se trezește Târgoviște cu două stadioane. Unul este gata, unul urmează să fie construit și în Dinamo tot nu s-a mișcat nimic până acum. E adevărat, dar deja cred că e în ultima fază. Presupun că ați auzit și voi că toate actele sunt acum la Ministerul Dezvoltării și la Guvern, care probabil vor trebui să semneze și să dea drumul pentru licitațiile respective și de demolare și construcție. Eu cred că se va face acest stadion, dar lucru cel mai important este că atunci când avem stadion, ar trebui să avem și echipă, ar trebui să avem și o academie și o structură bine pusă la punct. Și că este rolul meu să văd dacă putem face un club sportiv Dinamo, organizare, structură cum trebuie, dacă avem infrastructura necesară, dacă avem calitatea și pregătirea antrenorului, iar e foarte importantă metodologia antrenamentelor. Dar internatul, să vedem cu care este, bineînțeles, la ce nivel este. Foarte multe lucruri, o chestie mai ampă, dar eu cred că e important ca cineva să pornească acest proiect și până la urmă, sigur că cei care vor decide vor fi cei de la CSE și cu Ministerul Afacerilor Interne. Dar eu cred că oamenii sunt binevoitori și doresc, împreună cu suporterii, să avem din nou un club Dinamo puternic. Da, e foarte, foarte important. Aș mai face un apel un pic la expertiza ta în relația cu UEFA. Ne întrebăm cu toții, va trece foarte, foarte rapid această perioadă de timp până noiembrie, când România trebuie să joace din nou. Este această situație din Israel într-o dinamică nedorită, din păcate, și tot încercăm să ghicim, să încercăm să vedem un scenariu în ceea ce privește
disputarea meciurilor pe care Israelul le mai are în, în grupă, e posibil chiar și scenariul de a juca în primăvară, înțeleg, pentru că trebuie să joace meciurile acelea de baraj cu echipe din Liga Națiunilor și e posibil să se amâne verdictul calificării sau nu a echipei naționale până, până prin primăvară. Bine, eu cred că indiferent care ar fi verdictul, echipa doar se califică, am spus la începutul competiției și am spus că acum, noi, eu nu cred că nu avem probleme să ne calificăm. Este o soluție probabil să joace 3 meciuri în 10 zile noiembrie, Israelul. Dar nu știu acum dacă război începe și continui într-un mod și mai sângeros, dacă Israelul va mai juca. Sigur, iau și echipele în cupele europene, și echipa națională nu poate să întrupă chiar tot așa. Știu că vor juca probabil în altă țară. În Cipru se vorbește, nu? Da, dar e posibil dacă va fi foarte foarte serios acest război, poate oamenii va trebui super să lase echipamentul, să ia uniforma și să plece pe front. Și atunci poate că nu joacă deloc Israel. Depinde foarte mult de acest război. Am înțeles. Ionuț, mulțumim mult de tot pentru această intervenție și multă baftă. Salutăm revenirea ta în fotbalul românesc, chiar și în rolul acesta de consilier, și te așteptăm, pentru că e clar, ai de adus plus valoare în fotbalul românesc. Mulțumim mult. Mulțumesc și salutări la toți. Da, vom comenta și această numire.